Toți directorii PDL vor fi schimbați, a anunțat astăzi copreședintele USL Ion Popa. Motivul? Aceștia s-au implicat foarte mult din punct de vedere politic. De 3 ani de zile eu spun același lucru. Șefii instituțiilor deconcentrate, șeful structurilor statului în teritoriu, în momentul în care au statut de funcționar public, nu au voie prin lege să facă politică. Adică nu stau eu la paranghelii pe scenă cu candidatul la primărie sau, mă rog, la posibil viitor candidat la nu știu ce colegiu, ca să-i ridic căluia cota că eu sunt director la finanțe sau director la garda financiară sau director mai știu eu unde. Nu ai voie să faci politică. Funcționarul public nu are voie să facă politică. Iar domnii ăștia să se gândească foarte bine înainte să aibă o atitudine de fanatic. Să se gândească foarte bine. Să se gândească la ce au făcut. Toți șefii de instituții publice puși pe criterii politice vor fi înlocuiți din funcție în cel mai scurt timp posibil, respectând procedurile și prevederile legale. Liderul PNL Argeș Ion Popa a mai spus că în maxim o săptămână mare parte din șefii de instituții publice cu carnet de membru PDL și care au fost numiți în funcții politic vor fi schimbați. Ion Popa a făcut referire directă la șefii de la finanțe și de la garda financiară.